Alterațiile sunt elemente de bază ale muzicii pe care trebuie să le cunoaștem pentru a putea interpreta corect o lucrare muzicală. Acestea modifică înălțimea sunetelor, urcând sau coborând respectiva notă muzicală. Pe pian sunt simplu de identificat, deoarece clapele de culoare neagră reprezintă note ce conțin astfel de alterații. Alterațiile prezente în partitură pot fi de două feluri: constitutive, întâlnite la cheie, ce poartă numele de armură, sau accidentale, întâlnite pe parcursul lucrării muzicale. Astăzi vom analiza diferența dintre alterațiile constitutive și cele accidentale, rolul și efectul acestora. Spre deosebire de armură, care are efect pe întreg parcursul lucrării muzicale, alterațiile accidentale se scriu în fața notelor. iar efectul acestora se limitează strict la măsura muzicală în care au fost utilizate. Odată încheiată măsura, efectul alterațiilor accidentale dispare, revenindu-se la regulile stabilite prin armură. Există însă și o excepție. În cazul în care este utilizat legatoul de prelungire, efectul alterației se va extinde și spre măsura următoare. Există și alterații de precauție care ne amintesc anularea efectului unei note alterate accidental anterior.